Universul este plin de mistere pe care nu le înțelegem. De la creaturi misterioase până la fenomene paranormale, necunoscutul este nelimitat și îi pun pe oamenii de știință pe gânduri. Cam așa sună cele mai multe texte de pe Facebook sau mesaje la televizor sau lucruri despre extraordinar, incredibil pe care le vezi în ziarele de 2 bani și vă spun că inițial o astfel de listă am început să fac. Însă pentru că sunt un cercetător serios și nu-mi permit să spun orice online, mi-am făcut studiul cum trebuie și am descoperit că pentru majoritatea misterilor există o explicație. Iar oamenii de știință nu se scandă în cap. Astfel, fără să mai adaug ceva, topul acesta va conține 10 cele mai misterioase mistere lipsite de mister. Într-o zonă a Chinei care nu a fost populată niciodată de oameni, există un munte care are 3 deschideri ciudate. Lucrul ciudat la ele este faptul că conține niște țevi lungi de fier, care se pare că străbat tot muntele, au 40 de centimetri în diametru, ele par să aibă ca scop transportul de apă, pentru că unele se duc adânc într-un lac de sare și altele sunt adânc în munte. Ceea ce este și mai ciudat este faptul că au fost testate și sunt datate cu mult înaintea descoperirii metalurgiei și au un design destul de inteligent. Localnicii spun că este posibil să fie un atelier de astronomie sau o bază aeriană pentru extraterestri, dar nu vom ști niciodată. Ei bine, știm acum. Muntele ăla nici măcar nu e munte, e doar un deal, iar țevile de fier sunt doar copaci fosilizați. Crevetele pistol își omoară adversarul de la distanță, fără interacțiune, fără să-l atingă. Își strânge cleștii cu putere, dintr-o dată adversarul său paralizează. De curând s-a descoperit că atât de puternic își strânge cleștele încât vaporizează apa, creează o bulă de aer și lumină care degajă căldură de 50.000 de ori mai mult decât soarele și călătorește cu peste 100 de km la oră în direcția adversarului, omorându-l. Cercurile în cereale sunt formațiuni circulare, simetrice, cu tendință artistică, formată în mod special în fermele din Marea Britanie, pe ors și grâu, acesta fiind mai maleabil. Frecvența acestora a crescut alarmant din anii 70 până astăzi, ajungând să fie chiar 700 pe an și s-au răspândit din Anglia și în celelalte țări vorbitoare de engleză, pentru că se pare că extraterestrii vorbesc engleză. Cea mai veche menționare istorică a acestor formațiuni aparține anului 1678 și se numea Diavolul Cosaș, pentru că în acele timpuri oamenii se temeau de diavol, nu de extraterestri, iar astăzi noi credem că extraterestrii l-au făcut. Cu toate că în anii 90 un grup de prieteni britanici au recunoscut că ei au pornit mișcarea în anii 70, iar ceilalți din alte țări doar copiii. Această explicație însă nu este suficientă pentru cei care au pasiune pentru a crede asta, fiind găsite pentru a le susține credința în faptul că extraterestrii încearcă să facă un fel de hartă sau vor să se ghideze sau pur și simplu mâzgălesc planeta. Dar este evident că este o manifestare umană, artistică și pentru că include distrugere de proprietate, este vandalism, un fel de graffiti fermier. Aceste mingiuțe rotunde au fost descoperite de mineri în Africa de Sud și se pare că sunt construite din metal. Au o mărime între jumătate de centimetru și 10 centimetri și din forma lor deduci faptul că au un design inteligent, sunt făcute de mâna unui om sau altă creatură inteligentă. Ele sunt de fapt o rocă cristalizată și sunt datate ca având 2,8 miliarde de ani. Incredibil la ele este faptul că asta înseamnă că prezența inteligenței pe planetă este bătută cu vreo 2 miliarde de ani față de ce cred oamenii de știință în ziua de astăzi. Adevărul este că poza aceasta este singura poză care arată atât de bine și șlefuit. Mi-a fost foarte greu și mie să găsesc și a fost frustrant să găsesc niște poze mai bune, aceasta fiind singura, restul arătând chiar ca niște pietre, iar explicația este că asta sunt, un fel de pietre, care n-au niciun design inteligent. Această minge de lumină are răspândire pe întreg globul și are o durată de viață de la secunde până la minute. În timpul în care materialul de studiu era Cartea Sacră, se credea că este un înger sau mai rău un demon. Tatăl meu, când era mic și a văzut o asemenea minge, a crezut desigur că este un zmeu, ce putea să fie altceva. Iar în ziua de astăzi, pentru că materialul de studiu este filmul, oamenii cred că sunt ființe extraterestre sau programe guvernamentale americane secrete, iarăși din filme. Știința însă explică această formațiune rar întâlnită, care chiar trece prin obiecte. Este un fulger rotund care chiar a fost filmat, fotografiat cu intensitate tot mai mare în ultimii ani pentru a fi studiat de oameni de știință. Un alt fenomen ciudat cu privire la fulgere este fulgerul invers, cu origine dinspre pământ înspre cer. Acesta pare că are originea în pământ, însă este doar transmis de pământ. El vine din cer, lovește pământul sau alte obiecte și este răspândit înapoi înspre cer, arătând ca rădăcina unui arbore. Ploaia cu pești, broaște și rechini nu este o plagă sau cadou din partea lui Moș Crăciun și a fost explicată destul de repede după ce s-a întâmplat, cu toate că a fost șocant prima oară. O tornadă trece printr-un lac, absoarbe toată viața marină și mai târziu, zile, săptămâni mai târziu, următoarea ploaie returnează ce a luat în nori. Toate acestea este incredibil, acest fenomen este uimitor. Când vezi nori și te gândești că sunt moi ușori, dar de fapt ei pot să țină viața marină înăuntru, este un lucru chiar interesant, cu toate că este ușor explicabil de știință.
Călătoria în timp. Câți dintre noi n-am vrea să avem ocazia, șansa, puterea, capacitatea de a călători în timp, să ne întoarcem, să facem școala din nou sau să jucăm la loto când trebuie, numerele care trebuie, să reparăm o greșeală oribilă, să ne luăm la revedere de la cineva? Toți am vrea asta. Există o sumedenie de poze pe internet care arată, spre exemplu, mașina asta. Credeți că dacă mașina asta ar fi fost pe strada aia, pe aia 20 de bărbați care erau în jurul ei și sunt total ignoranți la mașină, nu ar fi în jurul ei să se uite, să atingă, să vadă ce e acea ciudățenie? Eu aș fi fost, toată lumea ar fi fost acolo. Apoi, fata asta cu telefonul la ureche. Serios? Cu cine ar fi putut vorbi de pe telefon dacă nu există sateliți, nu există antene, nu există rețea? La ce să aibă telefon la ureche? Se scărpina și a sărmana fată după ureche sau și-a aranja părul. E atât de greu de crezut că fetele se scarpină la ureche, încă trebuie să inventăm explicația cu telefonul în 1702. Și apoi mai este tipul acesta ciudat îmbrăcat cu camera aceea care nu exista, stilul acela străin. Da, e adevărat, arată total nera locul lui acolo, dar toate hainele de pe el erau în existență, camera era produsă în vremea aceea și da, poți să-l salut, bravo ție, ești îmbrăcat avantgardist, dar mai mult nu. Am să fac un mic experiment. Dacă se va descoperi călătoria în timp, am să mă întorc înapoi în prezent peste 5 secunde și am să vă salut împreună cu mine. 5, 4, 3... 2, 1... Da... E 19 martie, 3 fără 2 minute și nu m-am întors să vă salut. Sunt sigur că cu toți ați auzit de pietrele care se mișcă singure. Și explicații au fost de la microbacterii, la animale care le mișcă, la viteza de rotație a pământului care mișcă pietrele, la vânt atât de puternic încât mișcă pietre de sute de kilograme, dar nemulțumitoare niciunele. De curând s-a observat un fenomen foarte interesant. Atunci când plouă destul de mult și îngheață apa, pietrele sunt mișcate de blocuri sparte de gheață, iar când apa dispare și se usucă din nou, lasă această urmă ca și cum ar fi fost împinsă de ceva, iar acel ceva este gheață. Următorul fenomen este uimitor, cu toate că este explicabil. În ultimii ani au fost găsite aproape 90 de broaște și alte amfibiene blocate în piatră și în cărbune. Dintre acestea, aproape 40 de broscuțe au fost descoperite în viață. După ce sunt eliberate, acestora începe să le revină culoarea, dar cele mai multe, în 24-72 de ore, se fac gri, dezvoltă probleme respiratorii și mor. Însă s-a întâmplat de câteva ori atunci când au fost eliberate foarte repede în apă proaspătă, că au supraviețuit, ducând o viață normală mai departe. Unele specii de broaște se pare că pot să intre într-o stare de suspensie animată, în care își închid toate sistemele și pot să supraviețuiască până când mediul înconjurător este propice din nou. Chiar și la o broască normală, dacă intră în noroi și se usucă la soare, observ că începe să aibă aspect fosilizat. Cam așa ajunge o broască să trăiască mii de ani. Pe primul loc avem următorul titlu de știre de la Antena 3. Fenomenul care sfidează legile fizicii. Apa curge la deal și viteza mașinilor crește inexplicabil. Zone ca acestea există peste tot în lume și curând s-au descoperit câteva și în România. Am să discut despre cel de pe dealul Bucium, de unde oamenii cred că zona este bântuită de animale de la vechea grădină zoologică, sau că locul e blestemat sau e lucrarea diavolului. De asemenea, pe această porțiune de drum au avut loc foarte multe accidente, unele petrecute în condiții neelucidate. Oamenii de știință care au elucidat acest mister se numesc cadastriști, care au măsurat drumul și au văzut că în acea zonă unde este rampă, deal, dintr-o dată este pantă. Pentru o scurtă perioadă de timp este o pantă, iar mediul înconjurător geografic creează o iluzie optică, făcând ochiul să creadă că este deal când de fapt este vale. Dar da, probabil pentru Antena 3 este inexplicabil așa ceva. Asta este tot pentru azi, sper că v-a plăcut clipul și nu v-a dezamăgit, nu v-a sfârmat visele, speranțe cu privire la unele mistere. Lumea este însă plină de mister. Iar pentru săptămâna viitoare am să vă pregătesc un top în care chiar am să discut despre acele lucruri care sunt cu adevărat misterioase, cu adevărat nu au explicație și nu sunt doar fabricații pentru rating, ci sunt lucruri cu adevărat neexplicate încă, dar pe viitor posibil să fie. Vă mulțumesc celor care s-au abonat sau au rămas abonați la canal, ați dat share, un comentariu, v-ați exprimat un gând frumos. Încurajez și pe celălalt să dea share, like și abonare, pentru că nu vreți să ratați ceea ce urmează. De-a lungul, în ultimii ani s-au găsit peste 90 de pietre sau peste 90 de... În ultimii ani s-au găsit aproape 90. Ceea ce este și mai ciudat este faptul că aceste țevi ruginite din fier par să fie plasate înainte, în perioada dinainte de... în perioada dinainte de dezvoltarea, în perioada de dinainte... De,